v-am regăsit, dragii mei. Suntem la Ziarul de Sănătate împreună cu domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicovski și discutăm despre de ce pot apărea simptome mai agresive acum primăvara, simptome digestive. Bine ați revenit, domnule profesor. Cu drag. Avem subiect așadar de sezon. Haideți să vedem de ce se acutizează colonul iritabil primăvara, că practic asta se întâmplă. Poate că și dieta schimbată, trecerea de la iarnă la primăvară, mai multe verdețuri, crudități. Lucrul acesta se întâmplă din cauza bioritmului sezonier. Și se întâmplă nu numai pentru, să spunem, sistemul gastrointestinal. Să vorbim acum nu de colonul iritabil. Se întâmplă și în sfera sistemului nervos, iată astenia de primăvară. Și o să discutăm poate într-o altă emisiune și de astenia de primăvară. Sigur că da. Se întâmplă și acutizarea unui ulcer care a stat peste iarnă cu minte și acum începe să-și arate din nou colții. Să ne sau unei gastrite. Sau unei gastrite, sigur că da. Și în general trecerea aceasta de la un sezon la altul, în special primăvara și toamna, este un factor sau sunt factori aceste treceri, această trecere care acutizează bolile cronice pe care le avem. Adică, mă rog, mulți suferim de diabet, de boli cardiovasculare și în felul acesta sunt activate bolile cronice. Dar ce putem face, domnule profesor, ca să profităm de bogăția primăverii, de toate verdețurile care sunt acum de crudități? Ce le recomandați celor care se știu cu o anumită sensibilitate? Știți că recomandarea cea mai corectă în privința fructelor și legumelor este aceea de a fi consumate în sezon. Deocamdată nu avem fructe locale de sezon, dar avem legume locale de sezon de care ar trebui să beneficiem, să ne bucurăm de ele cât mai mult. Sigur că în colonul iritabil s-ar putea să apară și unele, să spunem așa, intoleranțe. Oamenii, consumatorii, unii dintre ei, să se simtă balonați, să aibă probleme din acestea cu tranzitul intestinal, diaree, constipații. Dar există căi prin care putem să estompăm aceste efecte. Legumele, de exemplu, ar putea fi consumate fierte în abur sau anumite fructe, de asemenea, prelucrate cât mai minimal, să spunem. Am putea să profităm de ceea ce se cheamă smoothie, în care să adăugăm și fructe pe lângă legume. Sigur că avem acum primăvara usturoiul, ceapa nouă, leurda, avem urzicile, loboda, ștevia, și toate acestea parcă au un efect laxativ oricum, dar pentru cei care au sensibilitate cu colonul iritabil și vor totuși să le consume. Sigur, v-am spus, urzicile se pot opări și puțin, bine se spală, se opăresc și, spre exemplu, se pot face smoothie cu ele împreună cu un cartof care este fiert și iese un fel de pastă foarte savuroasă și n-ai nevoie nici de pâine. Am dat așa un exemplu. Exact, da. Sigur, fibrele sunt necesare și este cunoscut rolul lor și în prevenția, dar și în, să spunem așa, dietoterapia colonului iritabil, pentru că sunt persoane care suferă de constipație având această problemă cu colonul iritabil. Sigur, dar fibrele alimentare, multe dintre ele, așa cum sunt cele din usturoi, din ceapă, chiar sunt ceea ce se cheamă prebiotice și care contribuie la echilibrarea microbiotei, microbiomului, adică microflorei noastre intestinale, de care depinde sănătatea noastră, dacă vreți, silueta și bună dispoziție. Nu avem timp acum să dezvoltăm aceste subiecte, dar lucrurile așa stau și sunt demonstrate științifică. Atunci când consumăm legume, fructe care au și antioxidanți, au vitamine, minerale, alt factor biologic activ. Deci, iată, ne păstrăm sănătatea, tinerețea și frumusețea, sigur, da? Și bună dispoziție. Și bună dispoziție, foarte important, da. Dar ca suplimente alimentare, domnule profesor, ce n-ar ajuta în această perioadă? În această perioadă chiar ar fi necesar să luăm suplimente alimentare și cu probiotice. Am discutat de și prebiotice. Am discutat că
putem să luăm din ceapă, din usturoi, acestea, însă totuși sunt în cantități limitate. Un supliment alimentar ar veni, așa cum îi spune și numele, să suplinească, să aducă mai multe fibre alimentare prebiotice. Și de asemenea, foarte mulți oameni suferă astăzi de disbioză, deoarece sunt folosite în mod abuziv și incorrect antibiotice cu spectru larg. Ori o disbioză, sigur că este un factor care acutizează boala aceasta intestinală. Și am avea un supliment foarte bun de la Zenit, colobiotic, susține digestia, 20 de miliarde per capsulă de bacterii lactice, iată, care să ne ajute. Și este și o formă de Bacillus casei, care se pare că este implicat, sunt cercetări, nu se pare, chiar sunt dovedite efectele acestei tulpini în slăbire, dacă vreți, pentru că regularizează raportul dintre două bacterii implicate în menținerea greutății normale, dintre firmicute, care atunci când sunt în exces contribuie la îngrășare, și bacteroide, care sunt cele care ne slăbesc, să spunem așa, dar au o influență importantă asupra sistemului imunitar. Deci neapărat trebuie să luăm probiotice. Astăzi oamenii nu mai mănâncă alimente naturale, cum ar fi murăturile în țaramură, fermentate, și nu mănâncă alimente fermentate. Plus că alimentele conțin tot felul de reziduri, de pesticide, conțin de asemenea reziduri de antibiotice unele, și microflora noastră este perturbată. Și mai avem aici un supliment 100% natural, un suport intestinal prebiotic, ajută la refacerea florei intestinale, la absorpția calciului, fibre prebiotice și fructooligozaharide, și mă refer la inulin fos de la Zenit. Da. La fel, un supliment foarte bun și 100% natural. Așa este. Acest prebiotic stimulează dezvoltarea bacteriilor bune, să le spunem, din microflora noastră, restabilind, așa cum am spus, un echilibru care, al microflorei, care are ca efect menținerea siluetei, întărirea sistemului imunitar, efecte foarte bune asupra digestiei, deci niște efecte sistemice, să le spunem, niște efecte asupra întregului nostru organism. Și cum spuneam, de buna sănătate a microflorei intestinale depinde foarte mult starea noastră de bine, dispoziția. Foarte important acest aspect, să reținem. Mulțumim, domnule profesor, pentru sfaturile date astăzi, iată, pentru cei care se știu cu această problemă a colonului iritabil. Manifestările se pot accentua acum primăvara, însă cu sfaturile date de domnul profesor dr. Gheorghe Mencinicopschi, cu ajutorul suplimentelor pe care vi le-am recomandat de la Zenit, astăzi inulin fos și colobiotic, cele două suplimente care ne pot ajuta atunci când avem problema aceasta a colonului iritabil. Sper eu să ne bucurăm cu toții de primăvară, să ne bucurăm de verdețuri, de crudități, pentru că ele vin cu o serie de beneficii. Rămâneți cu noi, vă așteptăm și data viitoare aici la Ziarul de Sănătate pentru a învăța împreună cât mai multe lucruri utile, sfaturi date de invitații noștri. Vă mulțumim și să rămânem sănătoși, foioși pe data viitoare!